Președintele României poate fi suspendat din funcție la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor și cu votul majorității aleșilor din legislativ. Dacă trece de votul Parlamentului, în cel mult 30 de zile se organizează referendumul de demitere din funcția șefului statului, potrivit Constituției. Astfel, dintr-un total de 466 de parlamentari, pentru admiterea solicitării de suspendare este nevoie de 117 semnături, iar pentru inițierea unui referendum pentru suspendarea președintelui este nevoie de 234 de voturi în Parlament. Merită, pentru că nu s-a ocupat deloc. Inclusiv eu i-am dat votul și acum mă căiesc că i-am dat. Pentru că am crezut că dacă e SAS Neamț și este el, e de o altă verticalitate, dar m-am înșelat. Nu-s bun să nu mai stai acolo. Sunt atâția oameni care ia banii degeaba și la sală omul meu lucrează în carieră. Nu are oameni și ridică ca maestru, face muncă cu omul voluntar și bani. Deja le-a luat 1 milion de salariu. Pentru ce? Să vină și el să stea o noapte, să vadă cum e acolo. Ea vine ruptă de spate și de toate. Pe niște mizerie de bani. Și mă dau și vai de mama lor și obosiți. Demersul anunțat de AUR de inițierea suspendării președintelui nu se poate concretiza fără sprijinul altor partide mai mari, dat fiind că AUR are doar 43 de parlamentari. Până acum, PNL, USR și UDMR au respins categoric suspendarea, iar PSD a spus prin vocea lui Sorin Grindeanu că ia în calcul soluția doar dacă o susține USR. Tot posibilul da, după părerea mea, pentru că nu și-a făcut datoria din toate puncte de vedere față de popor. Asta e părerea mea. Deci credeți că ar fi cea mai bună decizie? Da. Să vină altul care pun alte probleme pentru populație, dar nu dânsul nu. Asta e părerea mea. Ce părere aveți? Ar trebui suspendat președintele României sau nu? E bineînțeles. Trebuie suspendat. Atâtea gafe ce s-a întâmplat și țara asta a ajuns într-un haos, e nevoie neapărat să-l suspende. Armata trebuia să-și facă datoria, l-a luat pe de la armată, nu cumva, ca să-i capareze pe toți dușmani. L-a luat pe Ciucă. Ciucă trebuia să rămână la armată. Nu știu acum, va rămâne, nu va rămâne. N-avem conducător în cadrul armatei, oameni pregătiți. Ce facem? De-aia trebuie neapărat suspendat, fiindcă nu-i și-a făcut datoria față de țară. Numărul parlamentarilor neafiliați ar putea crește în contextul demisiilor deputaților și senatorilor din grupul PNL în frunte cu Ludovic Orban, care și-a exprimat public intenția de a demara procedura de suspendare a președintelui.